vocea durerii din inima și din sufletul meu. Este mai mult decât strigătul disperat al unui bărbat întemnițat. E revoltă, jale, este disperare și resemnare în fața sorții, dar niciodată în fața iubirii. Un sfânt părinte spunea, de câte ori am vorbit, am făcut lucrare de argint. De câte ori am tăcut, am făcut lucrare de aur curat. Eu am tăcut până acum pentru că voiam să fac lucrare de aur curat. Dar astăzi, pentru că Dumnezeu a vrut ca dumneavoastră să fiți alături de soția mea, așa a făcut întâmplarea, vreau să fac o lucrare de argint și să spun anumite lucruri. În primul rând, îmi cer iertare pentru tonalitate, dar este vocea durerii din inima și din sufletul meu. Un bărbat care 11 luni a fost luat în casa lui și care nu și-a văzut nevasta, mama de 84 de ani și cei 3 copii. Acum eu vin și spun cu mâhnire. Toată țara, în fiecare zi, familia mea a fost terorizată cu știri. Pe cale a slăbit 19 kg. N-am slăbit 19 kg. Pe cale paralizează. N-am paralizat încă. Și sper cu ajutorul Dumnezeu să fiu sănătos. Eu vă întreb un lucru. Dacă tot s-a vorbit și familia mea terorizată în continuu, de ce nu mi s-a dat dreptul care l-am eu, pe care Dumnezeu mi-l dă și legea românească? Dreptul la 5 zile sau la 10 zile să vin să-mi văd familia, să-mi iau mama în brațe, să o sărut, să-mi pup copiii, să stau cu nevasta mea în dormitorul familiei mele și să plec să-mi execut pedeapsa. Iar mă iertați că ridic tonul, dar este vocea suferinței a unui bărbat care este batjocorit și care nu e lăsat să-și vadă copiii și nevasta. A primit condamnarea la durere, iar acum își cere dreptul la o gură de aer. Dorul de mamă îl sufocă. Este urletul unui om care din războinicul luminii a ajuns prizonierul întunericului. Le-am spus, voi educați? Cum educați? Păi pe mine m-ați făcut sălbatic. Dacă pe mine, pe Becali, mă faceți sălbatic, da, apoi pe alții. Păi cum, domnul Becali? Păi vă spun de ce. Păi pentru că nu am nevastă, nu am mamă, nu am copii. Nu am curte, nu am gard, nu am nimic. Cum, domnul Becali? Păi eu, ca să am ceva, trebuie să-i chit ochii și să-mi aduc aminte de chipul fetelor mele, minte de nimic. Nu am nimic de pământul ăsta. Sunt exact, m-ați făcut un sălbatic și un vagabond fără nimic pe lume. Casă, n-am casă, de ce? Ca să am casă, trebuie să închid ochii, să-mi aduc aminte de pereții casei mele, de bucătărie, de oi, de pom, de gard, de poverele curții mele. Ne-am uitat, nu mai le am. În timp ce Gigi Becali își strigă durerea și neputința, se aude un bocet. Este vorba de mama lui, care a auzit tot ce povestea fiul ei și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Nu spuneam poate niciodată, dar am zis, dacă Dumnezeu a făcut așa, ca Lidia să fie lângă nevasta mea, când eu sunt pe nevasta mea, înseamnă că Dumnezeu a zis, nu mai poți tăcea la infinit, pentru că dacă tași la infinit, ești complice la ceea ce se întâmplă în țara ta, pentru că te-am adus acolo în pușcărie, ca să aperi pe cei ce se întâmplă. Nu doar durerea din suflet îl macină, ci și problemele de sănătate. Am probleme și am ernie cervicală, iar domnul președinte știe ce înseamnă ernie de disc. Și nu înțeleg cum nu a luat hotărârea să mă gracieze, că o știe durerea aia cât de mare este, că vine să mori, ca să scap de durerea aia când vine. Și nu înțeleg cum a rămas așa imun. Doctorul la Videscu, cel mai mare din Constanța, i-a spus, băi, voi nu sunteți la cap să dați totul omului să se opereze, că trebuie să opereze oricând. Și după aceea și mi-a spus, băi, pe calii, să nu care cumva să te opereze în România. Și ce mi-a spus? Când a spus, domnule, zic, eu vreau ce de contul. Domnul Becali, se creează precedent. Cum adică vreți să spuneți? Se creează precedent de aplicare a legii? Ne punești când auzi lucrurile astea. Dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătos și am putut să vorbesc cu dumneavoastră și că tot ce am spus, am spus din inimă.